Țări precum Irlanda, Serbia, Ungaria și Bulgaria. La fel ca anul trecut, scena se va afla în piața Ice Dragan, iar iubitorii de jazz se pot bucura pe lângă muzică de numeroase alte activități. Pe parcursul ultimelor două ediții, festivalul a crescut considerabil, atrăgând peste 8.000 de spectatori. Publicul din partea de vest a țării este unul care apreciază muzica jazz, iar Lugojul, în mod specific, este un loc în care acest gen muzical a fost primit cu o mare deschidere. Comunitatea creată în jurul evenimentului este în continuă creștere, fapt ce demonstrează potențialul de a deveni un punct de reper cultural important pentru iubitorii de jazz din întreaga țară. Organizatorii pregătesc pentru public o experiență completă și numeroase activități de familie pe parcursul tuturor celor trei